Parcurgem împreună o importantă scriere nou-testamentară, Epistola către Galateni, în care Apostolul Pavel vrea să ne înrădăcineze în adevărul biblic fundamental că sângele lui Iisus Hristos restabilește pacea între om și Dumnezeu. Tot ce are omul de făcut este să creadă. Scriitorul ne poartă în protoistoria omenirii ca să ne reamintească de legământul încheiat de Dumnezeu prin care se angaja să facă familia lui Avraam, care ajunsese la bătrânețe și nu avea niciun fiu, mai numeroasă decât stelele cerului și nisipul de pe țărm. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu, care i-a socotit credința drept neprihănire. După mulți ani, când Avraam avea deja fiul făgăduit, Dumnezeu l-a pus la încercare și i-a cerut lui Avraam să-și aducă fiul ca jertfă. Deși putea obiecta în fel și chip și cu îndreptățire, Avraam nu s-a dat înapoi, crezând că la o adică Isaac îi poate fi redat și dintre morți. Dar Dumnezeu nu dorise decât să-l încerce, așa că l-a oprit în ultimul moment pe tată să-și jertfească fiul. Încă o dată, Avraam dovedise că se încredea în Dumnezeu. Dar dacă l-a cruțat pe fiul lui Avraam, Dumnezeu nu și-a cruțat în schimb propriul fiu, ci l-a dat la moarte pentru că ne-a iubit și a fost gata să plătească singurul preț posibil al mântuirii noastre. Citim în Galateni 3, de la versetul 13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat de lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Am încheiat citatul. Scopul legii a fost să arate oamenilor calea spre mântuire și să-i țină pe linia ei, până va veni Hristosul, Mesia, trimisul, moștenitorul. Dumnezeu a arătat cum va fi posibilă mântuirea. Prin sângele său vărsat pe cruce, Iisus Hristos a șters vina păcatelor noastre. Doar credința în Iisus te mântuie. Nimic altceva nu poate și nu e necesar. Legea a făcut și ea ceva important. Ne-a pregătit pentru har. Când oamenii aduceau jertfele pentru păcate, ei recunoșteau prin asta că aveau nevoie de iertare. Iar îndurarea putea fi aflată doar la capacul ispășirii sau scaunul harului, unde cobora Dumnezeu. Toate acele jertfe pentru păcat ne-au învățat că avem nevoie de Iisus Hristos. Credința ta în Iisus îți oferă ceea ce n-ai putea sub nicio formă obține prin lege. Îți dă o natură nouă și te înfiază ca fiul legitim al lui Dumnezeu, vezi Galateni 3, versetul 26, îți dă dreptul, autoritatea de a deveni, de a fi socotit copilul lui Dumnezeu, doar întorcându-te la El prin credința în Iisus Hristos. Apoi ne dă unitate și comuniune cu ceilalți credincioși. Vezi Galateni 3, versetul 28. Sunt înlăturate astfel bariere rasiale, culturale, sociale. Oricine este în Iisus Hristos îți este frate sau soră. Și această credință ne duce înapoi în noaptea înstelată a legământului, ca să ne amintim de Avraam, care a fost izbăvit și a ajuns un neam mare prin credință. Și în felul acesta să fim convinși că și noi, prin credință și doar prin credință, putem fi mântuiți. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam, făcându-l în același timp o binecuvântare. Și în felul acesta, prin descendentul lui Avraam, Iisus Hristos, Dumnezeu a binecuvântat omenirea cu binecuvântarea mântuirii. Ea poate fi și a ta, doar prin credință. Data viitoare aflăm și mai multe despre ce am dobândit în Iisus Hristos.